Și fii atent acum, dacă nu sunt corecți oamenii de acolo, să vezi ce se întâmplă. Păi cum le închide conturile acum, cum uita. Suntem 5.000 de oameni. Bă, Daniel, eu sunt jucător, mă, eu când pun o provocare, eu pun 10 stiluri. Zi! Te să-mi dau barba jos, da? Da. Bun. Apăsăm ecranul. Filmați. Băi, eu sunt jucător, mă, ca să înțeleagă oamenii acolo. Perversii ăștia care vrei să dăm potriva. Băi, lasă-mă, mă, faceți, filmați-mă, toată lumea, filmați-l. Dă-i, bă, dă-i. Am dat-o. Ce, mă? Am dat-o. George, dă barba jos. Să moară familia mea și copiii mei dacă n-am dat-o, uite. Bă, dă barba jos, George, să moară familia mea. Nu, am dat-o, n-am murit. Arată-mi și mie o filmare unde scrie că am dat toată barba jos. Că am spus în joc pe toată barba. Arată-mi. M-auzi? Da, te aud, mă auzi? Vezi că nu te aud bine. Nici eu. Vorbesc serios, vezi că ai pus telefonul pe ceva. M-auzi? Gata, te aud, m-auzi? Zi. Dă barba jos, frate, să moară familia mea dacă nu dă barba jos. Da, mă, stați un pic. Să moară familia mea și copiii mei, dacă am vorbit că o dau toată. Arată și unde am zis că o dau toată. George, să moară familia mea, ascultă-mă puțin, dacă nu dai barba jos. Să moară familia mea din cauza la rușinea de oamenii ăștia pe care au față de oamenii ăștia mei, Radu Pascu, Vasile Bicajan și 15.000 de persoane aici, în spatele lor. Da. Care de două ori s-a încercat. Da? Da. Și până la urmă au reușit să moară familia mea. Are dreptate, eu nu știu. Băi, lasă-mă în pace, mă. Iosif, pleacă-mă de aici. Ascultă. Băi, mă moară familia mea. Ce face oamenii? Zici că am dreptate? Să moară familia mea. Bă, auzi, bă, stau. Familia mea și copiii mei, dacă mi-arăți acum o filmare, unde zic o dau toată să nu mai învăț copiii dacă nu plătesc 10.000 de euro eu. Unde zic eu că o dau toată? Bă, stai, mă, puțin. Băi, George, mă auzi, mă? Zi. Bă, vezi, mă, că nu te aud bine aici, te aud înfundat, ia telefonul acolo. Bă, frate, stai, mă, că ai dreptate. Da, mă, da, știu că am. M-auzi acum? Așa, zi-l așa, m-auzi un pic? Zi, mă, că am dat apă în el, zi. Să moară familia mea dacă tu nu dai barba jos acum. Ascultă-mă puțin, Radu Pascu și Vasile Bicajan, care au contribuit oamenii cu putere și mi-e foarte rușine de oameni ăștia și plus 15.000 de oameni în spatele lor, să moară familia mea dacă nu mi-au angajament în fața oamenilor acum. Acum, că eu cu tine nu mai discut, toată viața mea nu mai discut și îți dau bloc acum pe loc de față cu toată lumea. Da, nașule, să moară familia mea și copiii mei. Dacă zice cineva că am spus că o dau toată jos, dacă nu o dau, să nu mai învăț familia. Tu știi că eu... Știi, bă, frate, am zicat pe perciun, tu ce e? Păi, da, am spus eu că o dau toată jos. Bă, frate, îți dai barba cu bigul. Da, frate, și cu ce am dat-o? Cu ciocanul? Să moară familia mea, ascultă-mă puțin. În momentul ăsta, fii atent, nu vreau să vorbesc prost, nu vreau să vorbesc urât, sunt 16.000 de persoane aici, ascultă-mă. Eu nu fac măcării de-astea proaste să creadă lumea că fac de-astea pe toți pe aici. Da. Eu n-am intrat pe aici să păcălesc lumea, n-am intrat pe aici să vorbesc cu jumătăți de măsură. Știu, frate, știu, Marius, n-am intrat pe aici să... Ia uite ce scrie lumea în geala tine, uite-te în geat, uite-te în geat. Păi ce scrie, mă, uite-te, da, uite, toată lumea. Păi ce, uite-te, mă, la chat, unde e lumea că am dreptate? Unde poți spune lumea că ai dreptate? Băi, ascultă-mă puțin. Deci, ascultă-mă. Ideea e în felul următor. Eu n-am intrat pe aici să ard pe nimeni, să păcălesc cu oamenii, da? Să vorbesc cu oamenii ceva, să fac alta, ai înțeles? Să creadă lumea că fac manevrul ăsta pentru 2-3 lei eu, ceea ce nu fac în viața mea nici peste cadavrul meu, mă jur pe copiii mei, așa? Da. 4 la mână. Fiindu-mi rușine de oamenii ăștia, Radu Pascu și Vasile Bicajan, care au contribuit aici, și plus 15.000 de persoane în spatele lor, care a intrat aici toată România să ne vadă și mă vede că eu sunt într-un meci în care să produc aici niște mărturi. Da, dacă eu am spus că o dau eu toată, acum, dau, da. Eu acum să moară familia mea de rușinea aia față de oamenii ăștia, eu acum te scot aici, nu vreau să mă cer cu tine, ascultă-mă puțin. Te scot acum de aici, în momentul ăsta. Da. Îți dau bloc să moară familia mea. Da. Cu mine te-am tot ce discuție. N-am nimic cu tine, nu-ți port dușmănie, nu-mi porți dușmănie, să fii sănătos, da. Pe strada ta,
dar ți-am dat bloc acum, frățierul meu, și tu cu mine nu vei mai juca și nu vei mai vorbi toată viața ta cât voi trăi pe pământul ăsta. Pentru că eu pentru oamenii ăștia mei, da? Să mă da, fac de da. Să creadă oamenii că eu fac manevre pentru 2-3 lei în viața mea să moară în familia mea și ce-am mai știut. Să fac manevre de asta. Iar eu cu oamenii mei, care au contribuit aici, îi răsplătesc eu. Le fac dedicații, videoclipuri, auzi? Dedicații, videoclipuri, reclame. Ce vor ei? Le sunt la dispoziție. Fii atent aici, le dau și cât un eveniment gratis. Dacă au un eveniment, fii atent. Vasile Pascu, ascultă-mă. Radu Pascu și Vasile Picajan, ascultați-mă puțin. Cu prima ocazie când ies din domiciliarul ăsta, sunt prezent la un eveniment gratis, ascultați-mă ca să-mi spăl rușinea față de voi, că eu sunt calificat și drept, ascultați-mă. Radu Pascu, ai un eveniment gratis de la mine, că e nuntă, că e botez, că e aniversare. Lasă-mă să vorbesc. Lasă-mă să vorbesc cu mine, după aia vorbești cu oamenii. Lasă-mă să vorbesc. Radu Pascu, ai un eveniment gratis de la mine, că e nuntă, că e botez, că e aniversare, zi de naștere, ce vrei tu. Gratis de la mine. Eu îți mulțumesc, frate. Gratis de la mine. Vasile Picajan, la fel, frățioare. Ai un eveniment gratis de la mine. Asta înseamnă că eu sunt dulce, da? Și respectos și corect. O să-mi iau toată orchestra mea, formată din 7-8 oameni, cât va da Dumnezeu când o să fiu ieșit, când o să ies eu de aici din domiciliar. Și o să vin pentru Vasile Picajan și pentru Radu Pascu un eveniment gratis. Un eveniment gratis de la mine. Nici drumul, nici benzina nu vreau să-mi plătiți. Auzi ce spune Radu Pascu la ziua mea, frate, și-ți mulțumesc. Gata, Radule. Te iubesc și-ți mulțumesc mult de tot, Radu Pascu și Vasile Picajan. În modul ăsta, în felul ăsta, eu față de voi, îmi spăl rușinea mea. Da? Pentru că eu sunt corect. Nici benzina. Radu Pascu și Vasile Picajan. Nici benzina, mă jur pe familia mea, dacă vreau să-mi plătiți, nici benzina. N-are ce să-mi facă cum e trimie cu raporte, să moară familia mea. George, pa, te-am pupat. Nimeni.